Vreau să le recităm împreună. Toți odată să spunem acest verset, da? Se poate citi ușor. Îl citim rar, cu voce tare, respectând punctuația. Să începem. Orice ni se dă bun și orice dar de sfârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru mintea noastră, pentru inima noastră și Duhul Lui să lucreze în voie. Amin. Vă rog să ocupați. De obicei, în această perioadă a anului, se sărbătorește Ziua Mulțumirii, Sărbătoarea Roadelor. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat în tot anul. Uneori o facem din obicei, din rutină. Sper să o faceți din toată inima, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun. Amin. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus. Se coboară de la Dumnezeu, care este Tatăl Luminilor. În El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Când Dumnezeu îți dă, Lui nu-i pare rău. Pentru atâtea lucruri ar trebui să mulțumim Domnului. Dar aș vrea să vă vorbesc în această seară de patru daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu să gândim ca și Fiul Lui, ca și Iisus Hristos. Darurile sunt date de Dumnezeu ca să le folosim. E foarte urât când primești un dar și îl neglijezi. Dumnezeu ne-a dat câteva daruri ca să le folosim. Când nu le folosești, ele se neglijează, se atrofiază, își pierd din putere. Toate cele patru daruri au legătură între ele. De aceea le voi pune într-o ordine logică, ca să înțelegeți mai simplu. Darul meu e de dascăl. Și de aceea să-mi exersez acest dar. Și fratele Claudiu mi-a fost student. Tot ce v-a învățat bine de la mine, o învățat. De restul nu răspund. Care sunt darurile ca să gândim corect în viață? Să gândim ca Domnul Hristos. Să aveți în voi gândul acesta, spune Apostolul Pavel Filipenilor. Iar Corintenilor Pavel le spune, noi, spune, răsturnăm izvodirile minții. Și orice gând vrem să-l facem rob ascultării de Hristos. Dacă acesta este scopul, atunci, cum ne ajută Dumnezeu? Și rețineți, aceste daruri sunt deschise pentru toți. Dumnezeu ți le dă. Primul dar pe care ni l-a dat Dumnezeu să gândim ca și Hristos este o minte sănătoasă. Dumnezeu ne-a dat o minte sănătoasă. Când ai mulțumit ultima oară că ai o minte întreagă? Vezi, te-ai obișnuit cu o minte sănătoasă. Din când în când, poate când vezi pe cineva care nu are mintea întreagă, te gândești. Mulțumesc Domnului că eu sunt întreg. E foarte mișcător să vezi pe cineva că nu poate să gândească așa cum ar trebui. Una din fetele mele a venit într-o zi acasă, era în liceu, cred, clasa 9. Și
a spus supărată că diriginta îi obligă să meargă toți la o școală unde sunt copii handicapați mental și orfani. Și ea nu vrea să se ducă, că nu vrea să-i vadă pe copii aceia, că se va simți rău și nu zic, te vei duce. Că și așa ești cam nemulțumitoare uneori. Și s-a dus. Când a ajuns acolo, erau 10 de copii orfani, toți mărunțeni, unii cu probleme, cu deficit mental. Se vedea pe ei, după cum încearcă să vorbească, după cum se poartă. Nu știu, ați fost vreodată într-un astfel de loc? E sfâșiător. Dar fiica mea, ajungând acolo, a avut o experiență neobișnuită, pentru că un băiețel, așa de câțiva anișori, s-a legat de ea. Tot după ea. Se ținea de fusta ei, unde mergea ea, mergea și băiețelul. Până la urmă a trebuit să le ia în brațe. Copilul era și orfan și cu probleme mentale. Și așa de mult s-au atașat unul de altul, încât la plecare abia s-au despărțit. Și fiica mea a venit acasă plângând și mi-a spus, abia aștept să mă mai duc în locul acela, să-l întâlnesc pe băiețel. A fost vindecată de sinele ei, de duhul de nemulțumire, pentru că s-a uitat în oglindă și a văzut că ea întreagă are părinți, are mintea întreagă. Ce har este să ai mintea sănătoasă. De aceea, dacă ar fi ceva să faci în astăzi și poate zilele următoare, este să îi mulțumești lui Dumnezeu că ai o minte sănătoasă. De ce crezi că ți-a dat Dumnezeu mintea? Puțină filozofie am să fac cu voi, nu foarte greu, dar câteva lucruri de bază trebuie să știți. Despre om. Cum ne-a creat Dumnezeu? Noi credem că omul este creat de Dumnezeu, nu a evoluat dintr-un animal. Pentru că Biblia ne spune că atunci când Dumnezeu a creat pe om, a suflat peste el suflare de viață, a devenit un suflet viu, dar i-a dat ceva. Chipul lui. L-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Dacă te uiți în oglindă la tine ca persoană, vei înțelege că tu semeni cu Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să semene cu tine, pentru că El te-a făcut după chipul Lui. Sunt trei lucruri care te aseamănă cu Dumnezeu. Întâi, Dumnezeu ți-a dat minte, rațiune. Adică capacitatea de a gândi. Apoi Dumnezeu ți-a dat emoții. Capacitatea de a iubi. Apoi Dumnezeu ți-a dat voință, adică capacitatea de a alege. Deci, dintre toate ființele care sunt pe pământ, numai noi, oamenii, putem alege, putem iubi, o să vă explic imediat, și putem raționa, gândi. Veți întreba, dar animalele nu seamănă și ele? Parțial. Acasă avem o mânță. Cheamă Maia. Nu prea sunt prieteni cu ea. Am o alergie. Dar de dragul soției care iubește pisicile. Cum ajung acasă, iau medicamente. Și o tolerez, ea mă tolerează. Încerc să mă înțeleg cu ea, îi explic câteva lucruri, nu mă pricep. Este o afecțiune, mai ales între soția mea și ea. Maia, pisica. Între mine și ea este o distanță ceva mai mare. Dar,
cum să zic, e acceptată în mediul nostru. Acum, ce face o pisică? Da? Pentru că am luat acest exemplu. Își arată cumva afecțiunea, așa, din instinct. Are ceva în ea, construit, pus în ea, numit instinct. Instinct natural. S-a născut cu așa ceva. Dă impresia că gândește. Dar dacă îi dai să spună o frază, să calculeze o ecuație, ceva logic, nu poate. Face totul din instinct. Și atunci când e foarte afectivă și se dă pe lângă tine să te cucerească și tu ești impresionat, e instinct. Și când alege, da, să nu sară în ceva rău, foc, e din instinct. Da. Și noi avem instinct. Toți oamenii au instinct. Dar ce avem în plus față de animale? Este acel chip al lui Dumnezeu. Și mulți îi spun acestui chip personalitatea. Personalitatea noastră, formată din rațiune, din emoții și din voință, ne diferențiază de animale. Bun. Acest lucru este adevărat. Asta ce presupune? Că eu cu Dumnezeu, care și El este o persoană, putem comunica la nivelul emoțiilor, la nivelul rațiunii, la nivelul voinței chiar, alegerii. Între mine și Dumnezeu, chiar dacă nu-L văd, poate să existe o comunicare reală între persoană și persoană. De aceea, vedeți, când noi ne rugăm, noi știm că ne ascultă cineva. Ne ascultă Dumnezeu. Amin. Pentru că El e persoană. El ne-a creat după chipul Lui. Acestea sunt așa numitele analogii între om și Dumnezeu. Dintre aceste însușiri pe care Dumnezeu le-a dat, mintea este specială. Rațiunea. Pentru că, vedeți, noi creăm lucruri cu ajutorul rațiunii. Avem iPad-uri. Da, uitați, tehnologia e plină peste tot. Da? Ne-am pus mintea în funcțiune. Umanitatea mereu creează această capacitate de a gândi, de a ne imagina, de a studia. E un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat acest dar prin creație. De aceea cred că vom evolua la nivelul acesta, cel puțin al cunoașterii, al tehnologiei. Cine știe unde vom ajunge? S-ar putea această cunoaștere să ne îngânfe. Atunci Dumnezeu va interveni. A făcut-o la Babel odată. Și ne-o cam amestecat. Știți că atunci când s-a descoperit procedeul clonării, unde ați auzit de el? Adică să dublezi un animal, să, în laborator, s-a luat o oaie și prin metode foarte sofisticate, practic s-a făcut încă o oaie similară cu ea. Când s-a făcut această descoperire, acum câțiva ani, oamenii de știință au fost foarte entuziasmați. Gata, e apogeul, noi controlăm viața. Și n-a fost așa. Când s-a încercat să se aplice omului ca autorit unii, au apărut mari probleme. Nu intrăm în detalii. Și cine au intervenit? Guvernele, cele mai puternice din lume, au oprit acest procedeu numit clonare, dublare. Pentru că e fără control. Noi avem limitată capacitatea rațională, capacitatea de a crea. Și foarte bine să ne cunoaștem limitele. De aceea, mintea noastră, când se smerește, atunci devine înțeleaptă. Știți cum? Toți avem inteligență care suntem aici. Asta înseamnă să ai o minte întreagă. Să ai un coeficient de inteligență. Unii mai mari, alții mai mic. Vreau să te anunț că nu poți face nimic să-l crești.
indiferent câtă ciocolată mănânci. Ăsta e coeficientul tău de inteligență. Dar nu asta contează. Contează ce faci cu această inteligență. De exemplu, dacă această inteligență folosește ceva bun, devii înțelept. Sunt oameni care n-au pregătire multă, n-au educație deosebită, dar sunt înțelepți în viață. Își cunosc limitele. Știu să se smerească. Dacă ești un om înțelept și inteligent, fericit de tine. Dar combina aceasta cu smerenia. Am citit despre cei care au câștigat premiul Nobel pentru știință de-a lungul anilor, secolul trecut. Majoritatea dintre ei se spune că sunt credincioși. Cred într-un Dumnezeu. Mi-a plăcut această afirmație pentru că oamenii de știință, știți ce descoperă? Descoperă ceva ce era deja acolo. Legi care erau acolo. Ei știu asta și se smeresc. Da, e adevărat că marea parte a celor acestora sunt evrei. Dar asta în paranteză. Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a raționa, de a descoperi, de a cunoaște. De ce crezi că Dumnezeu ți-a dat o minte sănătoasă? Dumnezeu ți-a dat o minte sănătoasă să studiezi cu ea. Să studiezi, de exemplu, lumea lui Dumnezeu. Să studiezi legile pe care le-a pus în această lume, chiar în creație. Noi promovăm educația, promovăm cunoașterea. Creștinul adevărat se bucură de această lume foarte inteligentă pe care a creat-o Dumnezeu. De ce ți-a dat Dumnezeu mintea? Ca să studiezi, să cercetezi, să concepi. E un dar de la Dumnezeu. Dar ce anume cere Dumnezeu de la tine? Dacă ți-a dat această minte, vrea să o ții curată. Știți că atacul principal al celui rău astăzi este la minte. Mai ales la tine. Dacă îți cucerește mintea, s-a cucerit foarte mult din tine, din viață. Am auzit odată o predică când eram tânăr ca băieții aceștia. Era un american. Mi-a rămas întipărită pentru că el vorbea despre cazematele satanei. Știți ce este o cazemată? E un loc de întăritură. Un loc blindat. Se folosește în armată. Se folosea în armată. Foarte mult, știu, ciment, fier acolo, ca să protejeze locul respectiv. Și de obicei, într-o cazemată, aveai tunuri, aveai armament puternic. Dacă loveai dușmanul, te puteai retrage în cazemată și greu te cucerea. Cazematele au fost un secret în cel de-al doilea război mondial pentru învingători. Cazematele acestea sunt locuri de întăritură pentru ca să te aperi și să ataci în același timp. Diavolul, a spus acest predicator, a făcut niște cazemate în mintea ta. Poate când erai în liceu. A pus un păcat acolo. Un obicei prost. Și de acolo caută să-ți cucerească mintea. Toate domeniile tale. Ilustrația aceasta mi-a rămas întipărită în minte. Știți de ce? Pentru că, uitați, astăzi avem tehnologia foarte avansată. Avem acces la internet. Sper că ai un telefon mobil. Cel puțin unul. Băieți, sper că aveți smartphone-uri, da? Acces la internet. Da? Trăim într-o lume, cum spunea cineva, botezați în tehnologie. Suntem imersați, cufundați în această lume. Nu prea avem ce face, pentru că acesta e pasul omenirii la ora actuală. Dar, când tu navighezi pe internet, e unul singur, și accesezi site-ul murdare. Ești într-o altă lume, în așa numită lume virtuală, nu ești în lumea reală.
Și crezi că nu te vede nimeni. Crezi că nu îți afectează viața reală. Și e o păcăleală. Pentru că atunci când tu te cuplezi cu mintea ta la această lume virtuală, trăiești real. Chiar dacă lucrurile pe care le vezi sunt ireale. Dacă te uiți la femei de ochiate, la jocuri, faci jocuri care nu sunt potrivite, asculți muzică care e neziditoare și tot felul de lucruri, acestea îți afectează implicit mintea. Mi-e și greu să vă întreb care se roagă când intră pe internet. Dacă vă pun să ridicați mâna, cred că nimeni, nici eu că nu ridic mâna. Nici nu ne gândim. Că cum să te rogi când intri pe internet? Dar nu e așa că intrăm într-o lume pe care nu o stăpânim. Necunoscută. Care te poate într-o zi domina. Da. Dacă vrei să ții mintea curată, trebuie să o sfințești, trebuie să o ții cu plată la Dumnezeu, la Duhul lui Dumnezeu, așa cum vom vedea. Dumnezeu ți-a dat această capacitate. E darul Lui pentru tine. În fiecare zi când te scoli dimineața, te bărberezi sau te machiezi, știu, trebuie să spui înainte de toate, Doamne, îți mulțumesc că am mintea întreagă. Mulțumesc că am capacitatea de a gândi. Ce har este acesta. Aș vrea să o ții curată astăzi. Ajută-mă, Doamne, să nu pătrundă lucruri, imagini murdare. Să o folosesc curat. Uite, poți să folosești mintea ta pentru lucruri minunate. Tinerilor, vă pregătiți poate de viață, știu, studii, mai departe. Alegeți-vă domenii în viață în care să vă folosiți mintea și spre slava lui Dumnezeu. Se poate lucrul acesta. Dumnezeu ar fi onorat de lucrul acesta. Bine. Acesta e primul dar. Dumnezeu ne-a dat o minte sănătoasă. Al doilea dar pe care ne-l dă Dumnezeu, Tatăl Luminilor, este o carte. Pentru ca mintea ta să aibă ce citi. Să poată să fie ținută curată, focalizată, concentrată pe ce este adevărat. Și această carte este Biblia, Sfânta Scriptură. Vedeți, este un dar de la Dumnezeu. N-ai făcut nimic să o ai. Cartea aceasta este descoperirea lui Dumnezeu, scrisă de oamenii lui Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Sfânt, spune Apostolul Petru. Prorocii din vechime, apostolii în noul legământ. Toți aceștia au scris mânați de Duhul Sfânt, inspirați de Duhul Sfânt și noi avem aceste cuvinte care sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi. Puse într-o carte. Pentru ca mintea ta să fie păstrată, curată. Noi credem despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, că este o carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu, că este fără greșeală, că are autoritate în ea însăși, că poate să te ducă la mântuire, spune Apostolul Pavel. Citind Cuvântul lui Dumnezeu, te sfințești. Da? Cuvântul lui Dumnezeu, aceste cuvinte, vedeți, prin viață, prin puterea Duhului Sfânt și te schimbă pe tine, mintea ta, inima ta. Ați auzit de oameni care s-au convertit, s-au întors la Dumnezeu doar citind Biblia? Oh, multe cazuri. Vă dau ultima pe care am citit-o eu, ultimul caz. Nu știu dacă vă uitați la anumite seriale, nu la telenovele mă refer. Dar este un serial, cândva era mai popular, un serial curat, și care îl are în centru pe renumitul Hercule Poirot. Da? Ați auzit? Nu, n-ați auzit, sigur. Pe aici. Era belgian. Un detectiv. Unul care rezolva cazuri complicate. Foarte simpatic el. E jucat de un englez pe nume David Suchet.
Actorul acesta, că despre el vreau să vorbesc, un actor foarte bun, simpatic, nu cu mulți ani în urmă, a tras la un hotel să se odihnească. Și acolo a dat de Biblie. Au pus-o Gedeonii. Știți organizația asta, Gedeonilor? Da. Cei care plasează Biblii în hoteluri, pe gratis. Și acest actor mare, renumit, ia Biblia și o citește pentru prima dată cu adevărat. Pentru el. Și deschide la Romani Epistola lui Pavel. Și începe să citească cuvânt cu cuvânt pentru inima lui. Și când termine această epistolă, cade pe genunchi în camera de hotel și își predă viața Domnului Hristos. Acum acest David Suchet este foarte activ în răspândirea Bibliilor. E un vicepreședinte la organizație de răspândire a Bibliei în toată lumea. Un foarte bun credincios. Iată, un exemplu. Oarecare, din atâtea cazuri, când citești cuvântul lui Dumnezeu, aceste cuvinte pot să te mântuiască, să te schimbe. N-ai făcut nimic să ai această Biblie. Alții au făcut-o. Alții au scris-o. Alții au luptat pentru ea. Unii nu vă amintiți, tinerii, mai ales de perioada comunistă, n-aveți cum. Dar n-aveam Biblie atunci. Foarte puține Biblie. Erau interzise. Dacă un străin venea în România și vrea să aducă Biblie în limba română, la graniță era întrebat, da? Dacă are două lucruri. Arme sau Biblie. Așa de periculoase erau considerate Bibliile pentru regimul comunist. Și aveam puține Biblii. Eu am crescut într-o biserică de țară care avea foarte puține Biblii. Aveau vreo două, trei familii Biblii vechi. Și deodată a venit un pachet din Franța de la un păstor de acolo, printr-un miracol, a ajuns pachetul la biserică. Când se desface pachetul, o Biblie mare pentru amvonul bisericii. Îmi amintesc foarte bine Biblia aceea. Neagră, cu roșu pe margini, traducere nouă, Cornilescu. A fost cel mai valoros lucru din biserică, pentru că în biserica în care am crescut era pământ pe jos. Trei lavițe într-o parte, trei într-alta, o masă simplă la mijloc și un scaun. Da, mai era ceva, sigur. Pe perete era un verset din Biblie care mă speria totdeauna. Era versetul acela care spune, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Și totdeauna mi-era. Cine știe din ce motiv. Dar, în simplitatea aceea, Biblia a fost foarte valoroasă. M-am îndrăgostit de mic de Biblie. Mi-am dorit o Biblie și n-am avut-o numai în liceu. Biblia mea. Biblie mică, era foarte dragă. Am început să o memorez. Împreună cu colegii mei, prietenii mei, în liceu, memoram Sfânta Scriptură. La început versete, un verset pe zi, după aceea am memorat paragrafe, după aceea capitole, după aceea cărți din Biblie. Am memorat Efeseni, Filipeni, Galateni, Coloseni, Tesaloniceni, 1 Petru, 1 Ioan, Romani, toate aceste epistole. Și când ne întâlneam unii cu alții, ne verificam. Ia spune Efeseni 2. Celălalt îl verifica. Eram un grup de credincioși de tine. Da, voi vedeți. Să vă dau contrastul. Nu de mult sunt la o familie și văd vreo patru băieți, așa de 12-15 ani împreună, foarte preocupați, aproape că se sfădeau. Asta înseamnă să se certa. Și trag cu urechea să văd oare de ce se ceartă băieții ăștia. Ce credeți? Ce subiect aveau? Credeam că e din Biblie. Credeam că se verifică în Scriptură. Știți care era problema lor? Foarte grea. Ce număr la pantofi are Messi? Și Cristiano Ronaldo.
diferență. La vârsta lor memoram Scriptura. Mai este Biblia cartea ta de căpătărie. Mai suntem noi, pocăiții, oamenii Bibliei. E darul lui Dumnezeu pentru noi. Acum avem Bibliile în smartphone-uri. Peste tot. Și o citim tot mai rar. E cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat acest dar neprețuit. Cu cât citești mai mult din această Biblie, cu atât vii mai curat, gândești mai curat, mintea ți-e mai sănătoasă. Vreau să vă spun că dintre cei băieții care noi în tinerețe ne întreceam în memorarea Bibliei, toți am devenit păstori. Și unii profesori de teologie. Eu cred că aici a fost secret. Vă mai spun o poveste, dacă tot e seara. Seara se spun, da, poveste. Le place. La toți le place. În perioada comunistă a venit un transport de Biblie din Olanda. Și am ajuns la Oradea, acolo am locuit mai mulți ani. Eram tânăr atunci, dar mi-au povestit frații care au fost în situație și știu detalii. Transportul acesta de Biblie trebuia să ajungă la Sibiu. Și frați, doi frați au hotărât să umple portbagajul dacii lor și lateral, pereții ușilor și peste tot au pus Biblie. Noaptea au călătorit spre Sibiu. Dar în biserici existau trădători. Și cei doi frați au fost trădați de un frate din biserică, care știa, nu știm exact detalii, când au ajuns frații la Sibiu, la adresa respectivă, securitatea îi aștepta deja acolo. I-au luat pe sus, au luat mașina, i-au dus la miliție, stat toată noaptea și au luat Bibliile, cei de acolo, le-au așezat în mijlocul curții și urma a doua zi să le dea foc. Și pe frați, evident, i-au bătut și urma să fie acuzați, în sfârșit. Și când stăteau ei acolo, triști, au fost trădați, e un frate. Cei doi milițieni, unul era mai în vârstă, unul mai tânăr, îi păzeau și la un moment dat, milițianul bătrân s-a uitat în stânga, în dreapta, s-a dus direct la mormânul de Biblie și a luat una din Bibliile mai mari care erau acolo. A luat-o și a pus-o aici înăuntru, la haină, la sân și a plecat de acolo. Cei doi frați au văzut toată scena. Când a revenit milițianul bătrân, cel tânăr era speriat și l-a rugat să ducă înapoi Biblia, să nu facă probleme, că și eu o să fie închiși din cauza asta. Și bătrânul milițian a zis, nu, toată viața mi-am dorit cartea asta. Și n-a dat-o înapoi. Celelalte au fost arse. Și frații comentau mai târziu, și acum țin minte cum vorbeau, uite, zice, au fost bătuți, amendați, până la urmă n-au fost închiși, și spuneau ei, a meritat toată jertfa pentru omul acela. Să aibă o Biblie. Asta și-a dorit. Până nu vei ști să prețuiești Sfânta Scriptură, nu vei avea nici mintea sănătoasă, nici putere, poate nici mântuire. De aceea, ce să faci cu această carte, cu acest dar? Să citești Biblia, să memorezi Biblia, să o aplici, e putere în ea.
îți schimbă gândirea, îți schimbă viața. Întreceți-vă tinerilor, nu în cântări în limba engleză, ci în cuvintele Scripturii. Memorați-o mai mult. Și veți vedea ce câștig enorm va avea sufletul nostru. Așa să ne ajute Domnul. Domnul ne-a dat o minte sănătoasă, o carte inspirată. Trei. Al treilea dar pe care l-a dat Dumnezeu, ne-a dat un învățător. Pentru că nu tot ce citești în Biblie, în carte, înțelegi. Chiar dacă ai mintea bună, inteligent. Nu. Sunt lucruri pe care nu le poți înțelege. Cineva trebuie să te ajute. Un învățător. Și învățătorul este Duhul Sfânt. Cel mai bun învățător. Domnul Hristos spune că El e un dar. Darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este o realitate. Așa cum tu ai Duh care îți dă viață. El, Dumnezeu, este Duh, spune, și cine se închină Lui trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Duhul nu e o substanță. Duhul este o ființă imaterială. Fără materie, fără substanță. Dar e vie. Are personalitate. Duhul Sfânt poate simți. Duhul Sfânt poate gândi. Duhul Sfânt poate voi. Așa spune Sfânta Scriptură. E Dumnezeu în acțiune. Amin. Cel mai bun învățător. Când citești cuvintele Scripturii și nu le înțelegi, cere ajutorul Duhului Sfânt. Cere învățător. Și El îți va explica totul. Așa spune Hristos în Ioan, capitolul 14, capitolul 16. Duhul, zice, vă va descoperi toate lucrurile. Vă va descoperi adevărul. Cel mai bun dascăl. E un dar de la Dumnezeu. Acum, un dascăl, un învățător, ce face? Confruntă. Clarifică. Interpretează. Luminează. Uitați, noi credem că știm să ne rugăm. Așa am impresia. Ne străduim. Vreau să vă citesc un pasaj din Romani 8. Pentru că aici cuvântul Domnului spune așa, prin Apostolul Pavel, versetul 26 și 27. Și tot astfel, spune Pavel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nu-ți place asta. Ai crezut că știi să te rogi. Dar noi ne străduim. Și ucenicii au cerut Domnul Iisus, învață-ne să ne rugăm. Noi nu vom ști niciodată să ne rugăm desăvârșit. Întotdeauna avem nevoie de cineva să ne ajute cum să ne rugăm. Băi, auzi pe unii că repet aceleași lucruri. Nu, poate și ție ți s-a întâmplat. Destul de des. Vrei să te rogi și nu ai idei. Nu îți mai vine idei. Tu repeți același lucru, dar oricând se încheie rugăciunea, mai zici una, mai zici alta. Știi să te rogi. Așa crezi. Da. Uitați, spune Pavel. Noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Versetul următor. Și Cel ce cercetează inimile știe care este dorința, năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, pentru noi. După voia lui Dumnezeu. Adică rugăciunile noastre sunt foarte slabe, imperfecte. Duhul însă poate lua rugăciunea ta și să o desăvârșească, să o alinieze voie lui Dumnezeu. Da? Pentru asta trebuie să asculți Duhul Sfânt. Când El vorbește, tu să asculți. Acum, Duhul și Cuvântul conlucrează. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează împreună. Vreau să vă spun cum am învățat să mă rog și să nu mă plictisesc. Vreți să aflați? Cum? Și am învățat mai în tinerețe.
că vedeam și în biserică că se repeta același lucru. Știam deja cam ce se roagă la ceilalți. Cam cu asta se ocupă unii tineri. Când n-aveau telefoane mobile. M-a învățat cineva și am aplicat și până ziua de astăzi. Să mă rog prin cuvânt. Da? Uitați. Iau un psalm. Când îți dă Domnul viață, tot timpul să fii deschis la cel mai bun învățător. La Duhul Sfânt. Asta te va face înțelept. Echilibrat. Cumpătat. Și Duhul lui Dumnezeu vorbește și prin cuvânt. Poate vorbi și prin circunstanțe, și prin visuri, și prin vedenii, da, prin proroci. E treaba lui, ce metodă alege. Dar tu știi când Duhul învață. De aceea, asta așteaptă Dumnezeu cu darul lui. Să ascultăm de învățător. Așa să ne ajute. Și ultimul gând pe care l-am. Al patrulea dat. Deci avem o minte, avem o carte, avem un învățător, mai trebuie ceva. O școală. Al patrulea dar pe care îl a dat Dumnezeu este o școală. Și școala este biserica. Da, frați și surori. Unii n-au nevoie de biserică. Ei, cu Duhul. Sfidează biserica. Ei sunt sfinți. Și mi-a spus unul că el nu mai poate păgătui. Păi zic, tocmai e păgătuit. Când te-ai îngânfat. Numai Hristos n-a păgătuit. Restul toți suntem mari păgătuși. Avem nevoie de biserică. Biserica este darul lui Dumnezeu. E o școală în care învățăm unii de la alții, în care ne ajustăm unii pe alții. Școala aceasta e darul lui Dumnezeu. Pentru că n-ai făcut nimic pentru biserică. Hristos a murit pentru biserică. Amin. Nu tu, nici eu. De aceea trebuie să iubești biserica, indiferent cum e. Pentru că așa ne învece Hristos. Și n-a arătat bine deloc. Când El s-a îndurat din noi. Și ne-a ales. Și ne-a răscumpărat. Biserica este o comunitate a celor născuți din nou. E locul unde dăm socoteală unii de la alții, unii altora. Și cerem socoteală unii de la alții. Nu doar să ceri socoteală, ci și să dai socoteală la ceilalți. E o reciprocitate. De aceea, în biserică te formezi. Aici mai frecăm unii de alții. Avem toți aceleași păreri. Mai avem câteva conflicte. Nu-i nimic. Nu? Să nu vă sperie aceste lucruri. Să nu credeți că biserica e perfectă. Noi suntem imperfecți oricum. Nu așteptați perfecțiune la biserică. Că sunt unii care se izolează, că ei nu pot să stea cu păcătoși în biserică. Acum am întâlnit un caz. Foarte urât. Să îți fidezi frații surorile de credință. De fapt, e un orgoliu la mijloc. Nu e deloc adevărat. Așa cum suntem frații surorilor, trebuie să ne vedem toți într-o școală, ne învățăm unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții. Și trebuie să ne iubim unii pe alții. Amin. Am citit o ilustrație foarte drăguță despre o olimpiadă a handicapaților. Nu știu dacă știți, Paralympics se numește. Paralimpiada se referă la un concurs sportiv mondial pentru cei care au un handicap fizic. Întâi este olimpiada mare cu cei zdravi și sănătoși. Dar după câteva luni de zile se organizează această întrecere pentru cei care ori n-au un picior, n-au mână, diverse sporturi. E foarte mișcător. V-aș încuraja să vă uitați când
a fi așa ceva. Pentru că acolo, uitându-te, vei fi mai mulțumitor, ești întreg. Și ai tot ce, tot ce trebuie. Da. Acest eveniment a avut loc cu mai mulți ani în urmă, la Olimpiadă, undeva în Statele Unite. Și ce s-a întâmplat a fost că a venit cursa așteptată de mulți 100 de metri plată. Cea mai, cum să spun, da, cursa care arată cine e cel mai rapid din lume, așa ar fi. Dar ei fiind handicapați, unul nu avea picior, nu avea piciorul amputat. Este o comisie de medici care declară dacă poți participa sau nu, în sfârșit. Și 8 concurenți s-au aliniat la finala de 100 de metri. Tot stadionul era în picioare. Momentul culminant al concursului. S-a dat startul, s-au pornit spre linia de sosire. Și după câțiva metri, unul dintre concurenți se împiedică și cade. Cade și începe să plângă. Toți ceilalți, ca la un semnal, s-au oprit, s-au întors, l-au ridicat pe cel căzut și au luat mâinile. Au alergat împreună și au trecut toți linia de sosire deodată.